În prezent, în județul Hunedoara există 14 unități școlare care nu au obținut autorizația sanitară de funcționare. Dintre acestea, 3 sunt localizate în municipiul Petroșani. Este vorba despre școala gimnazială numărul 2, grădinița amplasată în corpul vechi al școlii generale Ighe Duca și clădirea în care își derula activitatea secția de limba maghiară a școlii generale Avram Stanca. Lucrurile oarecum sunt rezolvate în sensul în care la secția maghiară care își ținea cursul aici în clădirea de pe General Dragalina, de anul acesta nu se vor mai ține cursuri acolo, deci nu va mai fi nevoie de autorizația sanitară veterinară. La școala Ighe Duca, unde există și grădinița în interiorul școlii și știm că nu sunt asigurate circuitele, dar din motive obiective nu am putut să facem acest lucru. Grădinița, din păcate, pe care vrem să o construim lângă, finanțarea a fost sistată și atunci, sigur, nu avem cum să o finalizăm deocamdată. Și cealaltă problemă legată de școala 2, sigur, o vom încerca să rezolvăm. Chiar dacă nu au autorizații sanitare de funcționare, toate cele 3 unități își vor deschide porțile și în această toamnă. Vom funcționa și eu zic că vom funcționa în condiții bune. În această perioadă se desfășoară activități de igienizare atât în școală cât și în sediul grădiniței. La celelalte unități școlare din Petroșani, lucrările de modernizare se află pe ultima sută de metri.